Piața Victoriei din capitală a început a 13-a seară de proteste antiguvern. Manifestanții vor să intre în istorie cu cel mai mare tricolor uman. Colega mea, Andreea Angel, este în piață. Andreea, bună seara! Câți oameni s-au adunat până acum? Bună seara, Dorina, bun găsit tuturor! Este un număr impresionant de oameni. Estimez că până la această oră sunt cel puțin 5.000 de persoane aici în Piața Victoriei. Este extraordinar cât de repede crește numărul lor. Dacă acum o oră nu erau mai mult de câteva sute de persoane, iată cum vă spuneam, sunt cu siguranță peste 5.000 de oameni și continuă să vină foarte mulți. Vedeam puțin mai devreme cum ieșeau de la metrou pâlcuri întregi, sute de oameni. De asemenea, de pe străzile adiacente continuă să vină în continuare foarte mulți oameni, așa că va fi cu siguranță un număr foarte mare și în această seară. Așa cum spuneai și tu, cel puțin pentru cea de-a 13-a noapte de proteste, au pregătit un tricolor uman. Vor, începând cu ora 21, să facă și acest gest. I-am auzit scandând, cerând din nou demisia guvernului. Este un fric incredibil aici, este extrem de fric, însă nici nu mai contează pentru ei. Vă spuneam, au venit cu acest gând și continuă să rămână aici, să protesteze până când le vor fi ascultate toate aceste cereri. Andreea, mulțumesc! Protestele continuă și la Palatul Cotroceni. Pentru a 8-a seară la rând, oamenii s-au adunat să-și arate susținerea față de guvernul Grindeanu și să-i ceară demisia președintelui Klaus Iohannis. Emma Schwenninger este în mijlocul manifestanților și ne spune ce se întâmplă acum acolo. Emma, bună seara! Bună seara, Dorina! Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt în jur de 1.000 de protestatari la această oră în fața Palatului Cotroceni. Mulți dintre ei sunt pentru a 8-a seară la rând aici. Oamenii cer demisia președintelui. Foarte mulți au de altfel pancarte pe care scrie Jos Iohannis sau Pleacă Iohannis. Au venit în această seară inclusiv cu o coroană, pentru că ei consideră că a murit democrația, că președintele țării nu respectă votul dat de români în luna decembrie. De asemenea, consideră că președintele nu lasă pe premierul țării să guverneze așa cum și-ar dori ei. Totodată scandează din când în când numele premierului Grindeanu. Spun că este un premier foarte bun și că are un set de măsuri pe care abia așteaptă să le pună în aplicare, pentru că pare, în opinia protestatarilor, că ar fi cel mai bun guvern pe care l-a avut România până în acest moment. E important să știți că circulația este închisă în acest moment în zonă, mai exact pe Bulevardul Eroii Sanitari și pe Bulevardul Gheorghe Marinescu. La această oră sunt -6 grade în capitală, dar protestatarii încearcă să facă față frigului, este însă destul de dificil. Emma, îți mulțumesc că sunt anunțate proteste și în alte orașe din țară, așa cum s-a întâmplat și în zilele precedente. De la Timișoara, Cosmin Jitariu ne spune la ce să ne așteptăm. Cosmin, bună seara, s-au strâns oameni în centrul Timișoarei acolo? Bună seara, Dorina, bună seara, doamnelor și domnilor. Protestele au început la Timișoara în jurul orei 19. Până în această oră s-au adunat în piață în jur de 3.000 de oameni, poate chiar peste 3.000 de oameni. S-a strigat că rezistăm, nu cedăm, poate auziți acest lucru, se strigă în piață, se manifestă de altfel pașnic, oamenii au venit cu pancarte pe care scrie vrem omul potrivit la locul potrivit, vrem proiecte de țară pe 100 de ani, vrem guvern competent și loial românilor. În jurul orei 21, oamenii din piață vor pleca pe bulevardele din Timișoara într-un marș de protest. S-a strigat demisia și, de asemenea, s-a scandat de multe ori Europa. Mulțumim pentru aceste informații. La Cluj au fost aseară peste 2.000 de oameni în marș prin oraș. Adrian Rosenberg ne spune câți protestatari s-au strâns acum. Adrian, bună seara! Bună seara, Dorina, bună seara, doamnelor și domnilor. Față de zilele trecute, în această seară s-au adunat mult mai mulți clujeni. De altfel, oamenii s-au organizat pe rețelele de socializare ca de fiecare dată și pentru seara aceasta era anunțat un număr mult mai mare de protestatari. Aproape 4.000 de clujeni au umplut Piața Unirii din centrul Clujului, după care au pornit în marș pe Bulevardul Eroilor, pe care îl vedeți în spatele meu, se mai pot vedea încă girofarele poliției. Oamenii continuă
continuă să vină practic o întreagă arteră, artera principală din centrul Clujului este umplută de mulțime dintr-un capăt în altul al ei. Putem vorbi chiar de 5.000 de protestatari pe finalul protestului. Ca de fiecare dată, clujenii fac practic o tură de centru, după care revin aici în Piața Unirii, unde cântă imnul și apoi merge fiecare spre casă. De această dată, oamenii care au venit aici în piață au încercat să transforme spațiul într-un fel de platformă civică. S-a organizat o scenă pe care lumea a putut să urce și să ia cuvântul, iar clujenii au fost îndemnați să le recomande parlamentarilor din oraș să voteze ordonanța 14.